Polițiștii rutieri au desfășurat acțiuni pentru combaterea conducerii autovehiculelor cu viteză peste limita legală admisă și de către persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive la nivel județean. În cadrul acțiunilor au fost aplicate 749 de sancțiuni contravenționale, din care 312 pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 30 pentru conducere sub influența alcoolului și 12 pentru depășire interzisă. În cadrul acțiunilor au fost reținute 135 de permise de conducere, retrase 42 certificate de înmatriculare, fiind constatate 9 infracțiuni la regimul circulației rutiere. Astfel de activități vor fi desfășurate și în perioada următoare, iar polițiștii rutieri recomandă tuturor conducătorilor auto să respecte regimul legal de viteză, să nu consume băuturi alcoolice înainte de a conduce autovehicule pe drumurile publice, să nu se angajeze în depășiri neregulamentare, să adapteze permanent viteza la condițiile de drum și trafic și să adopte o conduită preventivă în trafic. Totodată, polițiștii vor acționa pe raza întregului județ pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, iar prin apelul unic de urgență 112 ne găsiți mereu la datorie. Polițiștii au utilizat autospeciale radar și aparate etilotest și drug test pentru înregistrarea vitezei, respectiv depistarea și sancționarea conducătorilor de autovehicule aflați sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive.